În fiecare an, pe 30 iulie, se sărbătorește Ziua Prieteniei. Celebrarea Zilei Prieteniei are ca și scop recunoașterea relevanței și importanței prieteniei, un sentiment valoros în viața severinenilor, a mehedințienilor, a românilor, dar și a oamenilor din întreaga lume. 30 iulie, Ziua Internațională a Prieteniei, ziua în care se leagă conexiuni și empatie indiferent de etnie sau de sex. A fost adoptată de ONU în anul 2011 cu scopul de a transmite mesajul de prietenie între indivizi, țări, cultură și popoare, dar și faptul că se pot construi punți de legătură între comunități. Oamenii trebuie să întrețină relații de prietenie indiferent de naționalitate, că sunt români, că sunt nemți, că sunt americani. Prietenia este un sentiment foarte frumos, te ajută reciproc la necazuri, când ai probleme și chiar când vrei să schimbi impresii între tine și altul. Prietenia trăiește datorită sincerității și încrederii. Prietenia înseamnă ceva foarte mult, adică dar numai prietenia adevărată, serioasă. Prietenia este ceva care te ajută oriunde, în viață, în profesie, în boală, că îți dă un sfat bun, în sentimente, în faptul că cineva, dacă e prieten adevărat, îți dă un sfat. Severinenii au sărbătorit Ziua Prieteniei în compania persoanelor dragi la terase sau în parcuri.